Astăzi este duminică, 21 iulie 2013 și mă aflu în localitatea Cucurești Misli, din județul Prahova, în crescătoria domnului Grecu Marius, un maratonist și un fondist redutabil aici pe zona Prahova. Acum dânsul ne prezintă una dintre vedetele crescătoriei și ale județului Prahova, da? Se cheamă Berlineza. În ultimii 3 ani, dacă nu greșesc, domnul Grecu, știu că a zburat în fiecare an, da? În ultimile... De când s-a început concursul de la Berlin, național de la Berlin, am angajat-o. Asta este Pana, vedeți unde este la Năpârlină. Da, da, da. La câteva zile după sosirea de la Berlin. Ai risirea tot, exact. Da. Deci femeia a zburat în 2011 la vârsta 09530, are seria. 09530, da? 09530, în 2008. 8, da. La vârsta de 3 ani a fost angajată prima dată la Berlin. A sosit, are locul 30 pe zona 3. Zona 3 însemnând de la Mureș, Arghita, Govazna, până la mine, la Cocorăști Misli. Eu am avut atunci 1206 de Berlin și s-a terminat zona 3 la 1208. Deci de la cine era de la Plopeni încolo, intra deja în zona 4. Zona 4. Și a fost dezavantajul ei, fiindcă dacă intra în zona 4, avea clasare mult mai în față, fiindcă era la cap, în capul listei. Pentru 2 km ea a concurat cu Mureș, Arghita, Covazna, Brașov și dezavantajată de sute de kilometri și de munți. Nu trebuie să uităm că Prahova se află în spatele lanțului muntos al Carpaților. Da. Cei mai înalți dintre Carpați. Dar și originea ce ne puteți spune despre ea, domnul Grecu? Da. Tatăl femeii este un porumbel jumătate Kuipers, jumătate Tilan. Da. Porumbelii originale aduși de domnul Tănăsoiu Marian. Da. Și mama este Brahuis, dintr-o original de Brahuis cu originală de Stickerbald din Atena, de la Blondia de Mer. Tot de la Marian Tănăsoiu. Da, da, da. O femeie foarte bună, foarte frumoasă, într-adevăr. Da. La anul următor, în 2012, am angajat-o din nou la Berlin. Bine că în perioada asta și până în Berlin și până asta am mai făcut. Brno a făcut, Praga a făcut, zborurile care facem noi, asociația. Dar Berlin, Berlinul e preferința ei, nu? Da, Berlinul e preferința ei. Da, săraca. Da, preferința de să chinui acolo. În 2012 am venit la o săptămână. A fost Berlinul acela care, cu lansare la 3:30 și... Întârziată, da. Întârziat. Cam, nu întârziat, cam prea întârziat. Și... distanța a fost mult mai mare, de la 1206 a fost 1280 aproape, deci aproape 1300 de kilometri. Distanțe care nu prea se zboară, am urmărit și în Europa și nu prea se zboară așa ceva, nici în vest. Cei mai mari campioni care zic că au cineva la distanță au în jur de 1300, maximum până în 1300 acolo, 1200, da. Dar foarte puțin, olandezii aceia. A venit acasă, eu m-am bucurat că a venit. Nu a fost. A venit cu stickerul, a venit cu tot. Deci nu a fost. De vadă că n-a fost prinsă, da? Da, da, ea nu s-a lăsat nicăieri, nu a fost prinsă. Nu. Unde am fost și trăit, ea știe. În 2013 m-am gândit, zic că să o angajez din nou la Berlin. Apogeu vârstă de 5 ani. La 5 ani, dar avea experiență. Într-adevăr. Am contat și pe experiență și pe forma ei. Am băgat-o la două fonduri până în borul de Berlin. Femeia a fost văduvă, am văduvit-o din luna martie, am angajat-o la zbor, a zburat Presov și Ruzomberov, le-a clasat pe amândouă în anul acesta. Ați motivat-o pentru Berlin în mod special? Ce vreau să vă zic, referitor la motivație. I-am făcut motivația de acum 2 ani. Și din 2011. Adică 0. Adică 0, nu? Da. Deci acum 2 ani când a clasat, nu am avut timp. Nu știu ce probleme am avut. Și m-am dus și am luat-o după podignitoare dimineața când s-a băgat tot așa într-o marți. Și tu te pierde la Plopeni și Bavarul. În schimb, în 2012,
luându-mă și eu după XY, diversi sfătuitori, da, m-am apucat să o motivez, cum mă ascult, așa, las-o o noapte, las-o așa. Și ați dat-o peste gavății. A venit foarte prost. Da, da. Acum? Zic, măi, fac aceea, nu că n-am, acum aveam timp să o motivez, dar n-am mai vrut, îi fac la fel ca cu 2 ani. Și am luat-o după... Ce vreau să, o paranteză pentru tinerii columbofili și pentru maratonul, și în special supermaraton. În ce trece 2200, nu mai e maraton, e supermaraton. Fiindcă porumbec între 800 și 1000 sunt mii în România. Porumbec care a zburat peste 1200, mult mai puțin. Sunt poate 10. Da. Deci nu sute, nici sute, nu există. Eu am urmărit, când a venit porumbița asta, a fost angajat FCPR-ul 24.500 de porumbe. A angajat UCP-ul vreo 1000 de porumbe la Domnaț. Deci vreo 30 și 3.000 de porumbe au fost angajați la 10 maratoane, la 11 maratoane. Donetsk plus 10 maratoane ale FCPR-ului. 3 naționale și 7 zonale. Da. A fost porumbița care a venit la distanța cea mai mare. În ziua de concurs, deci a doua zi, cum a fost, prima zi de concurs. Deci pe Prahova, din câte am înțeles, dumneavoastră sunteți detașat locul, nu? Nu am avut Prahova. Distanța, zona 3 începe de la... Cea mai mică distanță la Berlin a fost 840 al domnul Onodi. S-au schimbat acum zonele, au fost din 150 de kilometri și zona 1 s-a terminat. Deci ea se încadrează la zona 3 de la 1140 de kilometri la 1290 de kilometri. Distanța de anul ăsta a fost 1233. Deci mai mare ca cea din 2011, dar mai mică ca cea din 2012. Dar în toată ziua de concurs, pe toate cele 11 maratoane, a fost singurul porumbel care a trecut munții și referitor la ceilalți care au venit în alte direcții, singurul porumbel care a trecut 1200 de km și a venit de acasă. Aveți idee? Restul că... aveau 900, da. 1000 maxim, câți 100 și cei mai mulți aveau între 850 și 950. Deci asta a fost media. Media porumbelului cu distanțele care au venit bine. Și contează enorm. Da, la distanțele astea orice 50 de kilometri se cunoaște. Dar încă 200. Încă 200 de kilometri se cunoaște. Aveți idee cât porumbe... Da? Revenim la problema cu motivația și da, la problema porumbeilor de maraton. Am observat în decursul anilor, că mie mi-a plăcut categoriile astea și am pierdut sute de porumbei. Nu zeci. Cine zice că nu pierde porumbei și zboară maraton, nu e, nu știu ce fel de crescător. Minte, nu, chiar că să-l au. Eu cred, studiind, că poate naturalul se predează mai mult la categoria maraton. Dar nu-mi place mirosul de natural. Îmi place cu miros. Dar mi-ați văzut, dacă ați intrat în crescătorie, trebuie să miroase la primăvară. Dacă am porumbela natural și începe să dea jos după ouă și după pui, să facă găinațul, cât atâta și nu. Da, într-adevăr. Fădul e elegant, miroase frumos. E, pentru mine e mai ușor decât natural. Nu le fac plimbări, nu le fac motivări. Nu mă scol la dimineață să le dau drumul, că nu-mi place. Eu mă scol la 8 jumate. Porumbii este învățat să zboare pe soare mie, că nu zboară pe răcoare, că da, nu le da nimeni drumul pe răcoare. Da. Așa. În schimb, am observat, am avut a doua femeie care o am, să zic, în aia era de 2006, ea e de 2008. Deci din 2006 până în 2013, în 6 ani de zile, e a doua femeie care se pretează la categoriile de maraton, la zborurile foarte lungi, și care le place văduvia. Da. E foarte simplu treaba asta. Lasă porumbei să vină de la zbor, lasă-i cu masculii, că îi întâlnesc pe mea cu masculii, sunt fericiți, nu știu ce. Vină după o oră și desfă ușa de la compartimentul unde ai văduvii și ușa de la compartimentul unde ai femelele. Și stai 2 minute și privește. Femeala aceea pleca de la mascul și se ducea la odihnitoarea ei de unde era văduva.
Prefera să te liniști, te-a gos, s-o bată la la cap. Da. La fel face și până la asta. Dar ei sunt, au fost singuri. Da. Restul se împărechează și în stare să împărecheze între ele, se împărecheze cu goșturi, se împărecheze în da. Șoți, se împărechează, sunt turbate după cuib, după pereche. După pereche, după, da. Acei porumbei nu o să facă niciodată performanță văduv la maraton, mai ales femeia. Da. Într-adevăr. Ca și organizare, cum vi s-a părut? A fost organizarea mai bună de la an la an? Din punct de vedere al îngrijirii porumbelor, al transportului porumbelor, al îmbarcării porumbelor, nu am nimic de reproșat. Mi se pare că a fost foarte bine organizat concursul. Am văzut porumbelul când arcă porumbelul, te dă de gol. Dacă e organizarea proastă, a venit porumbelul, se vedea că vine de o distanță mare, se vedea după cât a zburat. Era marcat de efort, nu? Însă s-a recuperat repede. A doua zi, seara, am scăpat-o afară cu pui și a zburat o oră jumătate. Chiar am dat telefon la niște prieteni, băi, am scăpat după aia de la Berlin, bără de o oră jumătate. Dar nebunii zic, ce dacă să-i fac? Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am nimic de reproșat. În schimb, am de reproșat două probleme, care nu sunt de acord cu ele. Primul ar fi problema cu anunțatul porumbeilor prin SMS, e-mail, sunt de acord cu el, nu e nicio problemă, dar trebuie să respecte principiul proporționalității. E un principiu al dreptului, care în momentul când te-a pus să faci o normă juridică, trebuie să știi principiile dreptului. Dacă la fond se anunță într-o oră, unde vin trei porumbei pe minut, bun, n-avem nimic, e foarte bine. La maraton vin poate trei în trei zile. Tot într-o oră? Nu mai merge o oră. Trebuie să te gândești, băi frate, marja trebuie să fie mai mare. Dacă ăia vine în 3 zile și la ăla vine în 3 minute, 3 într-un minut, sau poate 5 într-un minut, dar nu mai contează. Nu pot mă să-l pun pe ăla într-o oră, că ăla nu stă 5 zile în cotez, că ăla nebunit. Nu stă nimeni să facă treaba asta. Da. Porumbița aceasta n-a fost constatată, real. Eu n-am fost acasă. Da, am înțeles că ați găsit-o în crescătorie. Da, am niște probleme. Am fost să repar o mașină la un service, am venit la ora 1. Am suit direct la porumbei că vreau să chem, să dau mâncare la pui, să-i bag, am avut afară, să-i bag la mutul. Și am auzit la ceilalți, l-am ascult. Tu lui am zis, bă, de ce tu? Era vreun pui la ei. De unde? Era femeia la Berlin. O alergam ascului pe aia. Eu venise, ceasul nu l-am băgat, că am fost deștept. Că dacă îl băgam, porcilea era venită poate la 11:30 sau 12:05. Da. Radio apărea cu roșu în clasament. Atunci am adus după ceas, montează-l, pune, prinde-l, pune, nu știu ce. Te transformă dintr-un ceas electronic într-un ceas mecanic. Nu. Deci asta e una din problemele care le recomand celor care se ocupă de organizarea concursurilor de maraton și mai ales a naționalelor. Nu mi se pare logic să ai aceeași timp de anunțare a porumbelului între un fond care se termină clasamentul în 2 ore și un maraton care se termină clasamentul până să te duci cu ceasul la club. Și atunci, dacă vine el în clasament, da, în 5 zile. Da. De la 2 ore la 5 zile e o proporție mare. Aveți idei câți porumbei au fost angajați anul acesta pe Prahova la Berlin? Ca și numere. Să fiu, nu știu. Nu știu, câteva sute bănuiesc, nu? Nu, deci nu cred câteva sute, mai puțini. Că s-au împărțit, lumea a dus în... A fost și Dansul și, Dansu, și Harkov, da. Lumea s-a împărțit în toate direcțiile. Oricum, performanța femeilor lumea dumneavoastră... A fost, lumea a venit, s-a băgat pe unul, deci asta e de apreciat. Dar... E cu atât mai meritor. Aștept să vină să se afișeze clasamentele oficiale pe zone și atunci o să văd exact... Atunci știu că a fost... Din 650, locul 30, dar v-am explicat, eu am fost extrem ce mai lung, 1206. Și ei aveau da. 900 și ceva. Da. Da, deci... Da. Sunteți tentat acum să scoateți niște pui din ea, da? O altă problemă, da? O altă problemă care tot cu chestia cu fondurile de premier și premieră. Noi nu avem nicio șansă să iei vreodată bani de la peste 1200 de kilometri. Că dacă îți vine bine, dau un exemplu, a venit femeia asta de la Berlin și bați zona Ardealului, că am bătut Brașovul, care costă de în fața mea și ca sosire nu există porumbel înainte ei, chiar dacă ar costă de mai puțin,
Deci nu aveți șanse la fondul de premiere. Nu. Nu mai poți să bați Moldova la Gdansk sau la Harkov. Că ai cu Galați aceeași distanță. Și pe urmei vin pe acolo. Da. Eu am angajat o femeie și la Gdansk, că știam regulamentul. Eu am avut două berlineze care au zburat și în 2011 și în 2012 la Berlin, iar și o gută. Și pe gută am sacrificat-o și te duci la Gdansk, că te fac trofeu, vezi, nu poți să fac numai cu Berlin. Care poate și acum e pe drum, cine știe unde o vin. Da. Da. Veni foarte greu și dacă vor veni mai bine, o să intru, să fim primit 3, locul 1, 2 sau 3, cumulând Berlinul cu Danscul din Prahova, niciodată. Da. Nu știu, poate. Mulți crescători... Greșesc eu, dar nu, da. nu cred. Eu nu cred. Mulți crescători vorbesc despre faptul că fondurile și maratonele pentru Prahova pe Ardeal nu sunt o variantă tot mai bună. Poate că Ucraina sau Polonia ar fi una mai avantajoasă din punct de vedere al reliefului sau al concurenței. E principiul la Socrate, deci cine nu... Foarte important, care e valabil și la Porumbei, tot ce știu e că nu știu. A ști că nu știe e foarte important. Deci nu pot să-mi dau cu părerea ca un lucru care nu știu. Aici îl știu, în schimb. Deci unde am zburat, mi s-a părut... Deci la mine în sat, m-am dat exemplu cu 2011, când noi, eu cu Romulescu am 200 de metri între mine, eu am luat locul 1 la Porumbel, fond, eu am luat locul 4. Eu am luat locul 2 la crescători pe județ. Pe această direcție, cu tot județul Prahova. Deci mi s-a părut că sunt dezavantajat. Deloc. Nu, vorbeam de dezavantaj în raport, de exemplu, cu crescătorii cu care activați în aceeași zonă, gen Târgu Mureș, gen Covasna. La distanțele mari. La distanțele mari. Da, aici da, corect. Pentru ce v-am spus cu Danscu. Niciodată nu o să pot să bat eu la Gdansk Vrancea, nu o să bat Brăila, nu o să bat Galați, Neamț, care am aproape aceleași distanță. Intri cu el în categorie, în marja aia de 150 de kilometri, acolo vin 50 de porumbi și aici vin unul. Când vreodată să faci tu să iei trofeul fecii? Corect. Nu, trebuie gândit să fie mai bine. Nu știu, pentru noi care suntem peste munți, părerea mea... Mai multe lanțuri muntoase, nu mai unul. Atâtea lanțuri, dar ultimul ăsta atât de mare la final, care îi pune capac. El săracul când nu mai poate, trebuie să mai treacă și pe ăsta. Alții nu mai trec nimic. Ăla care a venit la Arad sau la Vihor, a trecut Ungaria pe câmpie, a venit acasă, s-a culcat, a mâncat. Pe o săptămână poți să-l bagi la loc, e recuperată. Nu se poate. Eu văd altfel, adică toți porumbei care sunt peste munți, să facă o zonă și care să premieze cu toți porumbei. Nu să ți dea 50 de milioane, dă 5 milioane dată, dar să-i dai și lui ăla care dura 1250 de kilometri, banii ea numai aia care dura 800 și 900. Nu e corect, fiindcă porumbei care zboară peste 1200 sunt foarte puțini. La toți mari crescători din Ardeal și din Moldova, dacă mergem în coteț, o să vedeți că nu știu dacă au vreun porumbel cu peste 1200 zburat. Ei, maratoanele zboară în jur de 900. Și acolo s-a terminat. Într-adevăr. Și contează aia 200 de kilometri sau 300. Nu ar contează. Pentru viitor, ce intenționați să faceți cu femeile? O introduceți la matcă? Nu. Domnul Grecu, nu? O zburați până o pierdeți? Femeia o să... Acum am un perchet pe un mascul. Da. Care este rudă, este frate de tată cu porumbelul care a zburat maraton și a făcut norma în 2010 la mine. Un porumbel de Van der Wege, cu Brakuis. Mama este pe Brakuis 2, în Sabina, și tatăl este Van der Wege. După ce o să scot o pereche de pui din ei, o să-i schimb masculul și mai scot și cu alt mascul. O să scot cu un zburător din ăsta 2 ani care nu pot să vi-l spun acum decât după ultimul fond. Eu o să o fac cu cel care o să facă norma cea mai bună la fond. Cea mai bună la fond, da. Cea mai bună normă la fond din porumbei din compartimentul vecin va fi alesul partenerul berlineze. Și cu ăla o să mai scot încă 2 pui. Și pui de ardei o să-i zburați la anul sau îi introduceți la matcă? Nu. Pui din ei. Din ea o să opresc încă un pui. Am deja 2 pui la matcă și o să mă opresc și anul ăsta. În fiecare an am oprit încă un pui din ei. Am oprit și acum 2 ani și acum. Și anul ăsta urmează încă un pui. Merită pe deplin. Da, merită. Merită, fiindcă cu răbdare, chiar dacă nu dăm prima generație sau a doua, dăm a treia, ei trebuie să dea, cândva va trebui să dea un genă de mare sportiv, da. Da, mare sportiv, care să-ți vină, dar o distanță, care să te simți bine.
Ce a simțit domnul Grecu când ați aflat că ați fost number one pe Prahova cu această... Nu mi-am dat seama, sincer să fiu, nu mi-am dat seama prima dată. Nu mi-am dat seama. M-am dus seama, prima grijă a fost să iau stickerul, să-l vrăzui, să... Dar în momentul în care ați aflat... laptopul, să dau mail-ul și când am văzut că... M-am uitat, am început să citesc în fața mea, nu exista... Prahova nimic. Nu exista nici Brașov. Dar voi Prahova. M-am uitat repede, Buzău, că era Petre Adrian, care îmi bura cu el la cu 2 ani și a bura bine. Am văzut că i-a venit mai târziu de la Danzlu, Petre. Foarte bine, felicitări. Dar de la Berlin nu mai apărea nimic. Și m-am uitat peste 2 ore, peste 3 ore, peste 4 ore și nimic. Deci, atunci mi-am dat seama și atunci am început să analizez, să fac eu o analiză, un studiu de caz, asupra zilei maratonului pentru România. Fiindcă ziua de... a fost lansarea 12, dacă mă înșel, iulie, a fost ziua maratonului în România. Angajându-se peste 30.000 de porumbei în Eter să vină la locațiile lor. Și atunci am stat și m-am uitat. Pe distanță și pe viteză. Dacă aveți timp și dacă, sau cine vrea să facă studiul ăsta de caz, poate să-l facă și să vadă că la viteza de 1140, sau nu mai știu exact cât a avut femeia mea, de la 1233 de kilometri, este urmărul cu distanța cea mare și viteza cea mai mare. Da, da. Din toți 30 și ceva de mii de porumbei. Care asta mi se pare o performanță. Nu e chiar... Într-adevăr, aveți dreptate. Nu e chiar de... La îndemână oricui. La îndemână oricui, da. Vă mulțumesc mult, domnul Grecu. Vă felicit sincer pentru rezultatele obținute nu numai în acest an, ci și în anii precedenți. Și vă doresc în continuare multă sănătate și mult succes. Mulțumesc. Cu stimă.